tiparele în care v-am tot obișnuit. Astăzi am să vă citesc o piesă de teatru care se numește Nebunii, pe care am scris-o în dușmănie, după ce am intrat pe un site de literatură și am citit o producție a cuiva care figura sub titulatura de teatru, pe fondul faptului că eram tare supărat pe domnul Băsescu și toată clica, și pe realitățile sociale și politice, am scris-o la prima mână, așa cum o vedeți. Ion, bătrân la 65 de ani, slab îmbrăcat, sărăcăcios, dar curat, cu pantaloni de camgard khaki, primit de la un militar pensionar, o scurtă de piele ponosită și o șapcă cu cozorog lung, pe care este vizibilă inscripția FBI. Ortansa, soția lui Ion, grasă, cu un aer suferind, cu părul alb, ivindu-se pe sub un batic alunecat spre ceafă, peste rochea de liftină, poartă un jorț înflorat. Vecinul 1, pensionar cu chelie și cu un pic de burtă, poartă bască și cămașă cadrilată. Vecinul 2, pensionar, slab și înalt, cu părul tuns pe liuță, cu ochelari cu dioptrii foarte mari. Vecina, bătrână, înălțime medie, ușor adusă de spate, păr vopsit, o să vedeți pe parcurs. Nu e cazul să vă citesc pe toți. Scena 1, decorul. Ieșirea dintr-un bloc vechi, fără balcoane, cu 4 etaje, fost cămin muncitoresc, transformat într-un bloc cu garsoniere confort 3. În fața scării, pe spațiu verde, se află două bănci și o măsuță de fier, ca cele făcute la atelier, la fabrică. Mișcare. La cele două bănci se află vecinul 1 cu vecinul 2 și joacă table. Zarurile se auz zornăind, alături de comentariile specifice a celor care joacă. Din scara blocului, unde locuiește la parter, Ion iese cu o capră legată de funie. În cealaltă mână, Ion poartă o pungă de plastic în care are un clopot pentru capră și un lanț. Din sacoșă, Ion scoate clopotul și îl pune la gâtul caprei, apoi se adresează celor ce joacă table. Bună ziua! Zarurile se auz urmăind în cutie. Vecinul, unul cu ochelarii lăsați pe nas, privește pe deasupra lor și spune: bună, băi, să-ți fie inima, cum e fasolea vinerea? Băi, nea Ioane, ai ceva brânză, ceva iaurt? Vecinul 2 intră și el în vorbă, neașteptând răspunsul lui Neion. Scrie-mă și pe mine pe listă, pentru mâine, ceva lapte bătut, cât o fi acolo. Ion, cu capra de funie, în zgomotul tălângii răspunde: măi, oameni buni, mergeți la Coana Ortansa. Ea este PR-ul cu departamentul comercial, eu sunt doar cu producția. Ion își continuă drumul spre câmpul pe care au răsărit vilele celor care au dorit și au avut cu ce să-și facă o casă pe pământ la curte după loviluție. Cortina. Scena 2. Decorul. Pe câmpul nemuncit, plin de gropi și resturi de moloz, Ion este cu capra la păscut și cântă: hai la brânză, 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 ce mai fete cu o sânză. Capra trage mai tare de sfoară și Ion zice: ho, fă nebunul, că îți dau liber imediat, nu vezi că este verde? Ion desface sfoara și agață de gâtul caprei o bucată de lanț, pe care o scoate din punga care fusese talanga, apoi se așează pe o piatră și urmărește capra care paște. Își ia poziția gândirătorului de la Hamangia și îi zice: să-i dea Dumnezeu sănătate lui fratele meu Vasile. Ăla amicu a fost mereu săritor și a ajutat pe toți, chiar și el, dar a fost neam sau nu. După ce ne-a tăiat ăștia pensiile și ortanța s-a îmbolnăvit, nu mai reușeam să mă descurc cu banii. Ăla amicu săracu mi-a dat capra asta și mi-a zis: băi nene, ia-o bre pe Sanda. Și așa e câmp acolo la Matale. Are iezi în burtă și o să-i tai, apoi o să-ți dea și lapte. O capră la venituri este o jumătate de vacă, iar la cheltuieli este un sfert. Pe lângă asta, la voi la oraș nu e așa fric și poți să o pași până de Crăciun, că nu-i pretențioasă, știi cum e vaca, cum e capra. Și eu, băiat de la țară, am strâns frunze uscate de verzi în sa și le-am dus în uscătorie sus. Vecinii n-au ce să zic, că sunt înțelegători și mai au și ei un lapte, o brânzică, cât se poate. Capra s-a depărtat și Ion s-a ridicat căutându-o cu privire. Ța, Sandă, ța! Capra i-a auzit glasul și a început să behăie dintr-un șanț. Ion se duce și o găsește încurcată între niște fiare și bălării. Stai, Sandă, ce ești făzăludă? Îți e de mârlit? Încercând să se descurce, lanțul, Ion o dă departe niște cârpe și găsește un pistol, învelit într-o bluză de training. Hai, drage, un pistol, ăsta o fi din alea de la ciorogârla. Ion scoate încărcătorul, se uită pe țeavă, apoi văzând cartușele din încărcător: bă, să nu spui că e și bun. Capra stătea liniștită lângă el. Ion privește o sticlă dintre gunoaie, ochește și apasă pe trăgaci. Zgomotul detunătorului a fost urmat de sunetul cioburilor ce se plăceau. Ion privea la sticla spartă în bucăți, a spus, spuse plin de încredere și mândrie: acum nu o se mai face armată.
toți nepricepuții se angajează militar pe bază de contract. Uite cum aproape 50 de ani am tras ultima dată, dar instrucție e instrucție, domnule. Ochiul e ochi, mâna e mână. Ion învelește pistolul în bluzar de training, ridică o spărtură de beton dintr-o dală și strecoară pachetul de desubt. Lasă-l bă acolo, cine știe a cui o fi și cui o să-i trebuiască. După mormăitul acesta, Ion mulțumit și a prins o țigare și a scos un petic de ziar din buzunar. L-a despătorit, îl netezește și stă și citește încântat. Ochelarii ăștia nu mă mai ajută. Unde dracu să iau eu 1,5 milioane să pot cumpăra alții? Întreținerea e mare, curentul scump, televizorul și telefonul costă destul. Bani de medicamente, mai și mâncăm. Noroc cu Sanda, care mai muncește pentru PIB-ul din țara asta. Mă totulește ziarul, aruncă spunând cu năduf. Și ce să mai citesc? Minciunile și hoțiile lor, toți sunt hoți. Putere, opoziție, când e vorba de furăciune, își dau mâna pe spatele proștilor și în față se înjură ca să vadă electoratul. Toți sunt niște hoți ordinari, de la președinte până la ultimul numit, pe la deconectatele alea. Să dea domnul legea aia a lui Ceaușescu, aia cu ilicitul, să vezi amar de bani la buget. Apoi privind spre vilele ce se profilează pe câmp. Și să nu spui mie, Ion, că ăștia și-au făcut palatele astea de muncă cinstită. Mulți din ei lucrează de când se știu la stat. Bani de unde? Ion mai aprinde țigare și strigă după capră. Hai să îndic-o, hai tată să mergem acasă să bem apă și să te mai odihnești tu, ca să, să nu dai lapte stresat. Ion apucă capra de coarne, dezleagă lanțul clopotul, pune fundia la gâtul caprii, lanțul și clopotul le pune în pungă, hai fată, hai, cortina. Scena 3. La bloc pe bancă, vecinul 1 și vecinul 2 stau lângă cutia cu table strânse, Ion se apropie. Ne, Ioane, gata tura? Cam gata. Dar nu te teme că mergi la schimbul 2, cineva trebuie să producă și în țara asta. Coana Ortanța nu se simțea prea bine și a zis, matale, să ne dai brânză și lapte bătut. După câteva secunde, Ion iese din bloc o oală cu lapte bătut și o pungă de plastic atârnată de braț, în care se văd bucăți de brânză. Pe lângă vecinul 1 și 2, care țin bani în mână, apare și vecina. Nea Ioane, nu mă lăsa, vreau și eu măcar o jumătate de lapte bătut. Nepotul a fost la ștrand și e tot o rană pe spate. Ion prinde importanță, la rând, servim pe toată lumea. Ion se așează pe bancă punând alături oala cu lapte bătut și din pungă scoate o cană. Nimic fără măsură, lapte bătut, cine dorește? Vecinul unu zice, dă-vă și mie o jumătate de chil și o bucată de brânză. Ion răspunde, te trebuie pe caiet sau ai bani? Plătesc acum, că nu știi cum e cu datoriile, odată îți crește dobânda sau alte nasoale. Vecinii așezați în ordine, unul spatele celuilalt așteptau în liniște. La bordură oprește o mașină cu insemnele Poliției Comunitare de Sector. Din mașină coboară un polițist comunitar și doi băieți mai tineri îmbrăcați la costum cu cravată. Polițistul zice, bună ziua, domnul Ion, cine e domnul Ion? Ion, cu bani în mână, luați de la vecinul, unul se ridică în picioare, ia o oarecare poziție de drept, zice, eu să trăiți, eu sunt Ion. Băi, ce faceți aici? Întreabă polițistul. Ion se scarpină în crește, țărănește și răspunde cu jumătate de glas. Ia, vând și eu ceva lapte, ceva brânzică. Unul dintre tine e îmbrăcat la costum, slab și înalt, cu voce autoritară se adresează lui Ion. Autorizație sanitar veterinar ai? Ion mi-a răspunde, n-am, dar pentru ce să am? Celălalt tânăr, pe același ton autoritar, se adresează lui Ion. Autorizare pentru comerț stradal ai? Ion, renunțând la poziția de drept, se cocoșează și începe să schimbe greutatea după un picior pe celălalt. N-am. Primul tânăr pe un ton și mai ferm. Da, carnet de sănătate ai? Carnet cu viză la zi? Nu am. Acum când e vorba aia cu o plata sau cu mâini, mai zice, de unde dracu bani? Nici de doctori n-ajung bani. Polițistul trecându-și lasul. Domnul Ion, de unde procurați produsele pe care le comercializați ilegal? Le fac eu, am capră. Unde e capra? Capra e în casă, în debara, se odihnește, că mai e un pic și începe schimbul 2. Aduceți capra aici, acum, imediat. Ion lasă laptele și brânza pe bancă și după câteva secunde se întoarce cu sanda legată cu sfoara de gât. Primul tânăr vehement, după ce a controlat capra la urechi, spune răstit. N-are nici măcar crotalie. Este clar, evaziune fiscală premeditată, se confiscă. Vecinii au început să murmure din ce mai tare. Vecinul unu spune. Lăsați, domnule, omul în pace, ce vă apucați, vă legați ca boala de om sănătos. Polițistul nervos se adresează grupului de vecini. Ce e asta? E anarhie? E meeting neautorizat? Vă rog să circulați, că vă amendez. Șovăielnici, privind în pământ, vecinii intră pe rând în scara blocului. Cortina, scena 4. Polițiștii și cei doi civili s-au așezat pe banca părăsită de vecinul 1 și vecinul 2. Funcționarii publici lucrau fiecare având în mână cât un carnet. Ion cu capra de sfoară aștepta. Polițistul, după ce a șoșotit cu tineri, a strâns ceva hârtii de la fiecare, s-a adresat lui Ion. Domnul Ion, semnați aici. Și aici, și aici, și aici. Ion semnează, fără să citească ce semnează, apoi polițistul a continuat cuvântul.
Pâine, până mâine dimineață să aduci capra la secție. Discursul polițistului a fost întrerupt de faptul că i-a sunat telefonul mobil. Soneria e o mane. Da, șeful, să trăiți. După ultimele vorbe, polițistul ascultă atent, schimbând grimasă după grimasă, apoi lând poziția de drept. Șeful, știți, tocmai întocmai un proces verbal. Da, cum închei venind la sediu? Da, șeful, să trăiți. Vin cu toată echipa mixtă. După ce închide telefonul, se adresează din nou lui Ion. Domnul Ion, ai primit amendă 1000 de RON pentru instigare la încălcarea ordinii publice și la anarhie. 1000 de RON pentru comerț neautorizat. 1000 de RON pentru punerea în circulație unor produse alimentare fără aviz sanitar veterinar. 500 de RON pentru că nu ai carnet de sănătate. Dacă plătește 48 de ore, ai achitat numai jumătate din sume. Ion i-a privit mirat și oarecum neîncrezător, a privit hârtiile, apoi comisia mixtă a plecat. Ion s-a apucat să socotească pe degete. 10 și cu 10 și cu 10 și cu 5 fac 35. 35 de milioane? Dacă plătești jumătate, înseamnă 17 milioane și 500 de mii. Din ce dracu să plătesc? Cortanța are pensie 3 milioane. Eu am 4 jumate. Adică 2 luni jumate, să dăm toată pensia, să nu mai mâncăm nimic, să nu luăm doctorii, să nu plătim întreținerea, telefonul, televizorul și pe deasupra să le duc și capra. Dar cu Sanda, ce au? Ce au ăștia cu capra mea? Ei, și ce dacă nu plătesc? Ce o să-mi facă? Dacă nu, doar nu o să ne strângă de gât. Cortina. Scena 5. Ion Cortanța sunt într-o cameră mobilată modest. Deasupra aragazului pe perete e o bucată de pânză albă pe care este brodat cu roșu. Curat și bine aranjat, faci din colibă un palat. Pe peretele care marchează intrările în care se poate face duș, se vede un alt petic de pânză pe care este brodat expresia sărmăluțe cozonaș bărbățelului să-i faci. Ea stă pe un fotoliu dărâmat, cu părul strâns în coc, Ion citește ziarul, apoi ridică privirea să adresează Ortanței. Ce o face Sanda noastră? Dă-i dracu de nebun, probabil că au tăiat-o și au făcut acte că a murit, că de bolnavă nu e. Ce o să zică ei că au murit de bătrână? Cum s-o taie? Dar ce rău le-a făcut Sandica? E cu minte săraca, ține cu casa și cum zici tu, aduce ceva la PIB și ei s-o taie? Ce au cu PIB-ul? Tu n-ai auzit, omule, că e un stoc de mult. Lui frate meu i-a părut rău că ți-a dat capra. Te-ai lăudat că vinzi lapte, brânză și îl știi pe ăla micu, e chitros, te-a blestemat nenorocitul, mai știi? Ăla micu niciodată, spune Ion cu îndoială în glas. La ușa garsonierei se aude un ciocănit insistent, Ion și Ortanța se uită unul la altul întrebător. Nu e factorul, abia ieri am luat pensia. Nici vecinii veniți după lapte, că știu toți că mijlocul de producție a fost confiscat. Ion se ridică alene lăsând ziarul pe masă. Șezi Ortanța, că mă duc să văd eu cine-i la ușă. Ortanța a continuat tricotatul, dar este cu urechea pe ușă. Ion deschide, în cadrul ușii se vede un domn în vârstă cu o servietă lăbărțată, îmbrăcată într-un costum negru și larg, care încerca să bată din nou. Da, ce este? Sunteți domnul Ion? Da, eu sunt domnul Ion. Bătrânul cu servietă lăbărțată întinde lui Ion un plic gros, apoi îl pune să semneze de primire. Ion semnează încruntat și întreabă, dar ce-i înăuntru, domnule? Somația de evacuare a locuinței cu toate actele susținătoare. Funcționarul bătrân scoate ochelarii, spune într-un toc rigid, pune tocul în buzunar, își mută geanta în cealaltă mână și întorcându-se peste umăr. Bună ziua! Intră în casă cu plicul mână mormânt. Bună pe dracu, o fi pentru tine. Ortanța se întreabă curioasă, cine a fost omul? Ei, cine să fie? Unul care a adus un plic, ci că ne-au confiscat casa și trebuie să plecăm de aici. Guvernul ne-a luat casa. Ioane nu merge de glume. Cum să ne ia casa? Ion se așează pe masa pe care abandonase ziarul, scoate din buzunar un briceac și tacticos a tăiat plicul cu grijă, apoi scoate hârtiile și le citește. Ion își potrivește ochelarii ca și când nu vede prea bine, apoi începe să citească cu un ton oficial. Somație. În baza prevederilor ordonanței de guvern numărul, completată și adnotată prin ordonanța de guvern numărul, republicată în monitor oficial numărul. Din data, domnul Ion este somat să părăsească locuința situată la adresa, aceasta fiind în patrimoniul Guvernului României. Ion se adresează Ortanței. Bă, femeie, ce ne facem? Ăștia ne-au luat casă? Ce nevoie are guvernul de garsoniera confort 3 pe care am plătit-o cu greu din pensiile astea mărâte? O avea nevoie primul ministru. Nu mai avea bani să plătească hotelurile la deputați și senatori și atunci o să mute doi mahări aici. Dar de ce s-o ia pe-a noastră? Zice aici că n-am plătit amenziile și că am călcat legea. Să zicem, bă, dar proste că nu ne-a băgat la pușcărie. Ortanța se oprește din tricotaj după ce se gândește câteva clipe. Zice, bă, Ioane, mai bine mergem la pușcărie. Avem televizor, mâncare, medicamente, doctor tot timpul, nu plătim curent, întreținere, scăpăm dracu de ziua de mâine. Cum să intrăm la pușcărie? Ce-am furat ceva? Tu nu vezi că nici pe vântul, nici pe becalii n-au avut cum să-i țină văia prea mult pe acolo? Păi du-te, bă, și fură și tu ceva. Aduce acasă ce ai furat și prin urmare tu ești hoțul. Iar eu, tăinuitorul,
și cu ajutorul lui Dumnezeu ne condamnă. Eu n-am mai furat niciodată nimic de la nimeni, toată viața mea. Ei, Ioane, dacă erai hoț, ajungeai și tu parlamentar, ajungeai în guvern. Așa stai aici, ca un tâmpit într-o garsonieră amărâtă. Ion cu figura tristă e pe gânduri, apoi se adresează Ortanței. Fată, mi-e dor de sândica noastră. Atunci du-te de te plimbă, poate-ți mai trece. Ion, fără să gândească prea mult, a luat punga cu clopotul care se auzea zornăind și a ieșit din casă, cortina. Decor, câmpul unde Ion își păștea capra. Pe fundal se văd vilele în fața lui, iarba uscată se mișcă bătute de vânt amestecată cu mărăcini. Ion se oprește la bolovan unde stătuse ca gânditorul și a reluat poziția de atunci și vorbește ca pentru sine. Cum să fur, domne? Pe cine știu eu așa a avut? Pe cine știu eu așa a avut și ce, ca să am ce fura de la el? Și dacă ar ști, cum să fur de la un om? O echicat pe bălăriile unde se încurcase capra și unde găsea pistolul. Coboară malul, gemul îmbătrânește. Se apleacă spre bucata de beton unde ascunsese arma, a coborât malul, a găsit bucata de beton, a ridicat un încrezător sperând că arma nu mai e acolo. L-o fi găsit cineva, așa că n-am cu ce speria pe nimeni. Cu mâna tremurând, scoate pistolul înfășurat în bluza de training. A desfăcut înveritoarea, a mirosit țeava pistolului, apoi a decretat. Trebuie să-l curăț. Ce nenorocit sunt, cum să las arma necurățată după ce am tras cu ea? Apoi l-a înfășurat, l-a băgat în pungă peste lanț și funie, provocând zgomotul clopotului, parcă înviorat, Ion a luat-o pe drum spre casă. Ăsta cred că face o grămadă de bani. Îl vând, plătesc datoriile și, pe urmă, ne-o mai descurca. Cortina. Ion intră în casă. Ortanța îmbrăcată cu foi și taior, își aranjează la oglindă niște mărgele groase, își pune baticul și rostește cu voce tare. Ioane, mă duc la doamna Marcela. Ea a fost profesoară, e femeie cu carte. O să-i spun ce s-a întâmplat și poate mă învață ea. Bine, mă, du-te tu acolo la ea. Ortanța a ieșit din casă cu un mers legănat, cu poșeta ținută larg de toarta scurtă, legănându-se în ritmul pașilor. După plecarea Ortanței, Ion scoate pistolul, așează pe cărpă în mijlocul mesei, ia punga cu clopotul, cu lanțul și cu sfoara și le duce în debarat. Privind în debaraua goală, Ion spune, ce-o fi în sufletul tău, sândico? Unde-i fi tu acum? Închide ușa la debarat, se apucă să demonteze pistolul piesă cu piesă. Îi curăță metodic, fredănând o melodie de cătănie. Și se uită pe țeava armii și plescă e mulțumit, se duce la telefonul de ebonită, mare și negru, îl ia de pe măsuța unde trona cartea de telefoane. Deasupra cărții de telefoane se află caietul Ortanței în care erau notate numerele de telefon importante cu chimicul alături. Ion răsfăiește caietul. Ortanța este memoria mea. Sigur a scris aici în caiet numărul de telefon al Gicu. Găsește ce caută și chipul îi se luminează. Formează numărul rar cu atenție. Alo, Gicule, tu ești? Aici este Ion. După zâmbetul larg al lui Ion puteai să-ți dai seama că Gicul recunoscuse. Băi, Gicule, tu mai vinzi piese de-alea vechi sau chestii mai deosebite, așa? Probabil că Gicu a întrebat ce piesă. Lasă-mă că spune-o mâine, vin la tine la 8. Zâmbind, Ion închide telefonul cu mulțumirea antipărită pe față, apoi vorbește singur. Gicule, 15 milioane, restul ce este peste e al tău. Așa o să-i spun. Apoi a continuat gândul. Privind pe fereastră la câmpul pe care se văd vilele și parcă socotindu-se cu Ortanța. 15 milioane și cu ce mai pune din pensie plătim. Dă-i dracu și poate o iau și pe sănduța înapoi în baniște. Ce le trebuie lor o sandă? Apoi ridicăm privirea în tavan, deasupra ușii de la adevărat, bicicleta era agățată de coarne în niște cârlige prinse în dibluri. E o bicicletă de deamă, fără cadru, cu pompa plânsă pe axul de la șa. Ion coboară bicicleta, o unge, umflă roțile, apoi o pune la loc. Tot acest șir de activități este însoțit de un cântec vesel fredonat. Ion înfășoară pistolul într-un maiou vechi și rupt, îl pune într-o pungă pe care o așează lângă ușă. Se aude cheia îmbroască. După zornăitul lanțului de chei, Ion recunoaște pe Ortanța. Aha, a venit Ortanța. Ortanța intră și spune, te pup băiețel, ce faci? Hai să dea mama, să-i dea mama de mâncare. Ion s-a spălat pe mâini la chiuveta din cameră, apoi s-a așezat la masă. Ortanța a privit mândră la pânza pe care scria chestia cu sărmăluțele și cozonacii. După ce au mâncat, timp în care au purtat un dialog banal despre mâncare, Ion spune, hai Ortanță, să mergem la plimbare. Se îmbracă ceva mai îngrijit și ies pe ușa garsonierii. La ușa blocului, pe geamul ușii, este lipită de curând o hârtie care anunță evacuarea lui Ion și a Ortanței. Vecinul 1 joacă tablă cu vecinul 2. Vecina stând în picioare lângă cei doi care joacă tablă, zice, băi, nea Ioane, ăștia scriu aici că ți-au luat casa, așa o fi? E, pe dracu, mâine fac rost de bani, păi mine le plătesc tot ce am de plătit și asta este. Ion cu Ortanța se țin de mână ca doi copii neajutorați și privesc la jocul de tablă. Ortanța se smulge din contemplare și zice, băiețel, hai să mergem în casă.
Parcă mă simt obosită și n-aș merge la plimbare. Ion o prinde pe după umeri și o conduce spre scara blocului, spunând: hai, fată, hai acasă la noi. Cortina. Dimineața de vreme, Ortanța i-a făcut cafea și pâine prăjită lui Ion. El, în fața oglinzii la chiuvete, se bărbirește cântând vesel. Figaro în sus, Figaro în jos, sunt bărbierul cel iscusit. Ești vesel, nevoie mare, spune că faci rost de bani, dar nu mai zis tu de unde. Surpriză, mă văd cu Gicu și fac rost de bani, am intrat în afaceri. Ce afaceri, omule, și câți bani sunt partea ta? 15 milioane. Bă, doar nu vă duceți la fură. Nu, Ortensico, ți-am spus, afaceri. Ortanța a plecat la biserică gătită, rujată, cu baticul legat la gât. Ion a pus cana de cafea în chiuvetă, a spus tare, chiar dacă Ortanța plecase. Să rămână pentru cafea, apoi a continuat, să rămână pentru masă. Apoi Ion s-a închinat, a dat jos bicicleta, a băgat pistolul în sân și a ieșit pe ușă. Avea de parcurs un drum lung cu bicicleta, dar era bună. Și el avea încă picioare puternice. A făcut armata la infanterie, am picioare de soldat, spuse Ion, împingând puternic în pedale. După puțin timp, Ion a ajuns aproape de centru. Pe stradă, pe trotuare, erau oameni care huiduiau. Un grup de manifestanți se îmbrâncea cu jandarmii. Din mulțime agitată se auzea: ieși afară, javră ordinară! Acest slogan, inventat ad hoc, se auzea dinspre grupul unor polițiști ce manifestau. Ion a coborât de pe biciclete, s-a strecurat printre oameni încercând să traverseze strada. Semaforul era pe verde. Ion, pe lângă bicicletă, se angajează în traversare. O mașină neagră oficială, neprecedată de antemergător, trece rapid pe lângă Ion, îl șterge cu aripa de dreapta față, bicicleta este aruncată câțiva metri, Ion se prăbușește pe asfalt și din sân îi cade pistolul. Câțiva agenți în civil se repede asupra lui Ion, în timp ce vorbeau precipitat spre reverle hainelor. Căștile audio din care atârnau cablul spiralat le dădeau aer de mafioți. Ochelarii fumuriu le ascundeau privirile. Ion este încătușat. O mașină cu geamuri fumurii stopează alături și Ion este băgat imediat în mașină. Mașina pleacă și în urma ei se vede pe asfalt bicicleta sfărâmată. Decorul este constituit din 4 birouri joase, 8 scaune, un cuier pom confecționat din fier forjat. Ion este anchetat de către un tip lat în spate cu un aer de brută. Cine te-a plătit, mă? Nu m-a plătit nimeni. Bă, ce organizație criminală te plătește, mă? De la ce partid ai luat tu bani? Nu auzi, domne, că nu m-a plătit nimeni. Ai primit un pistol și ai primit ordin să-l omori pe primul ministru sau pe președinte. Avem informații precise. Recunoaște nimernicule, recunoaște. Sau ai vrut să-l asasinezi chiar pe președinte? Ion, zâmbind unui gând, răspunde: nu, nu pe el. Dar pe cine, mă, criminal? Acel cuvânt criminalul i-a fost însoțit de o lovitură puternică dată îndesat mai mult cu podul palmei, să nu lase urme. Ion nu mai primise o palmă de când îl lovise tata la 14 ani. Când l-a prins fumând, amintindu-și acel eveniment, Ion a început să plângă ca atunci, trăgându-și nasul și simțind în gură gustul sângelui sărat. Stai jos și scrie. Ion s-a așezat. Agentul civil a început să-i dicteze. Subsemnatul Ion, fiul lui și alt, declar că în ziua de am plănuit să-l asasinez pe... Acum spune tu, pe cine ai vrut să omori? Spune-mi, mă, pe cine? Cum? Cu cine ai complotat, mă? Cine te-a plătit? Spune tot. Ce să vă spun? Spune-mă tot, de la început la sfârșit. Păi mi-au confiscat capra și mi-au dat amendă că n-am carnet de sănătate. Că nu am autorizație de comerț să vând brânză și lapte bătut la bloc. Băi, boule, bă, tu ești idiot, tu mă iei pe mine de prost, eu te-am întrebat pe cine voiai să omori, iar tu îmi spui de capră de amenzi. În încăperea sobră intră un domn în vârstă, purtând ochelari cu ramă subțire aurie. Șeful nu cooperează criminalul ăsta. Mă ia de dobitoc și mă înșire valiverne cu o capră, cu lapte bătut, cu brânză. Cel căruia ți spunea șeful s-a oprit în mișcare. L-a privit pe Ion cu atenție, s-a adresat pe ton calm. Ia spune, omule, ce s-a întâmplat? Fratele meu mi-a dat o capră. Auzind aceste cuvinte, brațul scurt și gros al șefului s-a încordat și pumnul l-a lovit pe Ion în tâmplă cu forță. Ion a căzut de pe scaun și din urechea lui a început să curgă sânge. Șeful nervos s-a adresat primului anchetator. Bă, pentru tentativă de crimă nu merge. Pe cine dracu a vrut să omoare tâmpitul ăsta? Pe premier sau pe președinte? Și de ce? Care-i mobilul? Și atât ne trebuie să-l facem pe Hodorogul ăsta erou. Toate televiziunile și ziarele ne mănâncă de vii, băi, tu n-auzi, măi, imbecilule, când ne-or vedea ăștia la ziar, ne mănâncă șeful mare. Faceți, bă, un proces verbal că pistolul l-a găsit un polițist în Cismigiu. Găsești un băiat al nostru care spune că l-a găsit el. O, îl avansăm în grad, îi dăm și o decorație. Pe moșul ăsta, duceți-l, bă, la Balamuc. Ion dă semne că își revine. Nu vreau la Balamuc. Mai vine la pușcărie. La Balamuc n-au medicamente suficiente. La ăștia de sănătate, iar mâncarea e proastă. La pușcărie suma alocată pe zi e mai mare decât am eu pensie.
șeful, vă rog, condamnați-mă pe viață, pe viață. Imediat gândul îi fuge la Ortanța și îi se pare nedrept să o părăsească pentru un trai bun și liniștit și pe Tanța să o lase în mizerie. Am avut și un complice, șeful, mai e și tăinuitor. Ortanța, nevasta mea, mi-a fost complice, s-o băga și pe ea, tot pe viață. Amândoi am plănuit să-l omorâm pe cine ziceți voi? Ziceți cum vă vine vouă mai bine să vă luați și voi un ban, o decorație. Pledoria lui Ion e ascultată cu surprindere de șef. Acesta îl ajută pe Ion să se ridice, îi dă batista lui să șteargă de sânge, apoi privindu-l în ochi decretează. Bă, tu ești cretin sau ești nebun? La balamuc! Scena se petrece la un spital de psihiatrie. Ion este internat și Ortanța a venit în viață. Ortanța insistă la supraveghetor să o lase să-l vadă. Măi, oameni buni, e omul meu de o viață. Vă rog, lăsați-mă să-l văd, să vorbesc cu el. Ion e un pericol pentru societate. E periculos, nu e permis să vizita. Ortanța insistă și începe să plângă. N-auzi, femeie, că Ion e nebun periculos? Nebun sunteți voi, firația ei, dracu. Ortanța a început să țipe și a încercat să intre cu forța în spital. Infirmieri, oameni de pază, brancardieri s-au repezit să o oprească. Ortanța țipa și se zbătea să scape. Un infirmier cu o seringă în mână încerca să-i facă o injecție. Ioane, ăștia mă omoare. Săr, Ionică, săr. Ion aude glasul Ortanței și năvălește pe ușă. Brancardierii se repet să-l țină pe Ion. Ortanța l-a văzut pe Ion împresurat și a aruncat cu geanta într-un geam. Cineva se aude cum cheamă poliția. Apare un polițist. Cum te cheamă femeie? Ortanța, nevasta lui Ion. Îți dau amendă pentru tulburarea liniștii publice. Când a auzit de amendă, Ortanța s-a enervat și l-a lovit și pe polițist cu piciorul. Agentul s-a prins de locul lovit, infirmierii au imobilizat-o pe Ortanța, i-au pus cătușele, aceeași încăpere cu 4 birouri. Agentul care îl închetase pe Ion începe interogatoriu, numele Ortanța, nevasta lui Ion. Care e un criminal? Criminalul? Întreba agentul trezărind de furie. Nu acela, nebunul. Amândoi am vrut să-l omorâm pe președinte și pe premier, pentru că nu mai avem capră, că ne-a luat-o premierul. Și ne-a luat și casa, s-o dea la guvern. Tu ești nevasta lui Ion, da ce fu. A privit-o atent, apoi a dat ordine. La nebuni. Să nu cumva să o trimiteți la pușcărie. Că o să cadă guvernul. Ce bă, voi n-aveți nevoie de alegeri anticipate pentru capra ăstora? Scena este în sală, în sala de mese a ospiciului. La o masă, Ortanța cu Ion discută. Ioane, ne-a luat președintele garsoniera? Ce bă, prim-ministru-i mai breaz? Ăla ne-a luat capra. Tu rău spre bine, Ionica. Acum avem și noi un acoperiș deasupra capului. Avem mâncare, avem doctorii. Nu ne mai bate în capul cu gigacaloria aia lor și să tot socotim ce mai cumpărăm mai întâi și ce tăiem. Ion și Ortanța se îmbrățișează. Pe ușă, în sala de mese, intră o capră. Pacienții se uită mirați, dar Ion și Ortanța se ridică și spun în cor. Sândic! Final! Sunt trecerea familiei. V-a plăcut? Da. Foarte! Mulțumim, Viorel Gongu. Haideți să comentăm. Am mers un pic mai alert că, totuși, chiar dacă nu e literă de literă, sunt 10 pagini. Sigur. Cine vrea să înceapă? Cu un mic efort, textul se adaptează și actualului președinte și viitorului președinte. Sigur, sigur. Și celor de după ei. Aici mă gândeam când am tras-o, zic, mamă, ce mișto ar fi asta cu amintiri din altă viață. Bage acolo în draci, în draci. Este și mai spumă. Da. Din viața anterioară. Valentin Rădulescu. Dacă e să încep eu, să felicit pe domnul Gongu că poartă nume de... De instrument muzical. De grup. Foarte nume de scenă. În sensul că fiecare spectacol începe cu un gong, nu două. Nu știu câte... Din ce am aflat, din ce am citit și ce am aflat din textul acesta, este un text interesant, este un text alert. Este un text în care autorul ne... dă dovadă de virtuozitate. Da, e un fel de virtuozitate. Foarte separat, momentele pe care le prezintă domnul sunt interesante. Numai că, în ansamblu, textul,
așa cum l-a prezentat, face parte din literatura dramatică. Ori literatura dramatică are niște reguli care trebuie să respectate, obligatoriu. Sigur că e interesant când domnul ne citea ceea ce era scris printre replici, dar acolo în spectacol este foarte greu să realizezi așa ceva. E maestria actorului. Din alt punct de vedere, fiecare spectacol are o unitate. O unitate de spațiu, de timp și de acțiune. Aceasta presupune, eu știu, ca fiecare acțiune să aibă un decor, să aibă o legătură între ele. Ceea ce ne prezintă dânsul face mai degrabă parte dintr-un scenariu, dintr-un scenariu de film care s-ar putea dezvolta într-un anumit fel și care ar putea să dea un lucru interesant, un pamflet mai degrabă decât piesă de teatru. Personajele aici, așa, din discuții, sunt bine relevate. Prin ceea ce prezintă, fac, eu știu, singularizează categoriile sociale din care fac parte fiecare. Domeniul poliției sau este foarte exact redat, pentru că probabil că ați avut de-a face cu ei și știți, îi cunoașteți așa în mare. Nici nu e nevoie să fii foarte atent. Da. Pentru că, sigur, fac poliția, sau polițiștii fac parte într-o categorie socială aparte. Toate glumele, toate bani trebuie să facă seama a polițiștii. În concluzie, ca să nu rețin prea mult, aș spune că dacă se mai lucrează la ea un pic și cu ajutorul unui cuplu de actori care ar putea să-i arate și să-l îndrume pe în legătură cu cadrul în care se poate desfășura treaba asta, un regizor care să vadă tot spectacolul de la capăt la coadă, ar putea să iasă ceva interesant. Deocamdată vă fericit. Mulțumesc! Propune în scenă Ioan Maftei. Se propune lui Ioan Maftei. Da, spun că vreau să spun și eu. Să-i dați materialul Maftei. În ideea că va fi prezentată pe scenă, piesa asta, mă gândesc cum ar părea acolo chiar o capră, parcă ar fi prea brutală. O capră decupată din un carton. Nu contează. Modalitățile de exprimare actuale îți permite o capră de carton. Așa, tocmai. Dar scena aia, când ai descris amănunte cum era zona unde păștea capra, era greu de pus în scenă. Pe o scenă cu decorul, cu, mă rog. Aici mă gândeam... Deci, când am scris-o, așa a rămas, bă, am râs singur. Scriam și vedeam. Vedeam, parcă eram personajul de alături. Și scriam și... Da, tocmai într-o piesă prezentată pe scenă, ceea ce ai citit un rând... Ăla era cartierul militar la margine, unde sunt vilele în capă și sunt molos și iarbă... Așa, și e greu de redat scenele astea, cu toate amănuntele astea. Și de asta zic... Păi dacă îi fac eu tot regizorul, ce mai faci? Da. Da, eu ca un... Nu e greu merge. Eu am numai un... Pot face scena și de la cap la coadă, mi-a plăcut și înșirierea și dialogurile. Foarte bine prins. Adică două. Da, atâta. Felicitări. Momentul culminant este cu pistolul și cu ancheta. Până la acel moment culminant, cred că acțiunea e prea lungă, povestea. Doi, sau ultima. Fiecare acțiune, fiecare moment trebuie justificat. De autor, chiar dacă nu explicit. În legătură cu asta. Cum Dumnezeu le apare să ridică la Balamuc? Asta e treaba să ridică. Autorul nu vorbește. A evadat de la poliție, domnule. Pleacă azil. Cum apare acolo? Nici nu mai conta. Asta era momentul vivant. Intră capul oricum, în sala spectacolului. Oricum, va rămâne cu întrebarea sus.
E și asta, se face și... Dacă reușești să-l faci pe spectator să-și pună o întrebare, n-ai scris degeaba. Sau din cauza medicamentelor, cei doi au halucinații și o văd pe Sănica. Și văd și capră. O ipoteză. Și văd capră. Deci ori, și la urmă văd capră, îți iau să facă un taur. Îți iei spectatorul drept cu autor. Da. Da. Și dacă tot am completat, ca să nu tușesc iar să alerg până la baie, vă zic repede ce... Așa, Mihai. Mihaela Cazimiro. Expresii coloviale foarte bine puse în valoare. Vi se potrivește stilul ăsta dramatic extraordinar. Deci mergeți pe teatru foarte, foarte grozav. Doar că, într-adevăr, dialogurile, ce a spus domnul profesor, trebuie să țineți cont de ce zice dânsul și da, modul da. De expunere al lucrării acum în sine. Am un alt program, povești pentru copiii de țigani. Le-am ascultat data trecută. Da, am mai scris trei. Și să înțelegem că ai pregătit-o special pentru atelierul literar, piesa? Nu, asta e scrisă da, de mult. E mai de mult. Da. Mai de mult. Dar am zis, băi, friptură, și-o fasolele. Eu mă așteptam să le citească tot din ciclul de povestiri. Acum merge bine fasolea. Da, Florin Grigoriu. Da. Cred că este o lucrare care se poate reprezenta pe scenă foarte bine, având și subiect, adică conflict, și personaje, și localizări, și actualitate. Unele păreri că nu pot fi adus Maidanul sau nu știu ce, să face o proiecție pe fondal și tot sigur, momentul sigur, este sigur, foarte sigur, bine prezentat. Ceea ce e important aici este teatralitatea, adică modul de a lucra cu personajele și veridicitatea situațiilor. Pe lângă conflictul și limbajul frust, pe lângă atenția acordată momentelor persoanelor care intră, care pleacă, care vin, care acolo. Adică reprezentată pe o scenă de pe mai multe, participând la un concurs de teatru, cum sunt, va câștiga inclusiv la scenariile acestea de film. E o lucrare de premiu. Bă, zic că este foarte bine scrisă. Cât am fost atent, să văd dacă sunt discordanțe între personaje, pentru că personajele la o piesă trebuie să vorbească diferit, să se caracterizeze și prin limbaj. Nu, stăpânește limbajul, stăpânește situația, mediul și cum să spun eu, lucrurile care se întâmplă direct, de care ne vorbim. Cred că ar avea un impact bun la public. Începând cu teatru de estradă până la cinematografii, până la televiziuni. Lucru chiar și pentru un colectiv de teatru de amatori. Adică trebuie făcut câteva exemplare și trimise la toate concursurile care sunt de teatru. Bineînțeles, la cele care dau diplome și pentru participare sau dă diplome și premii la toți și la cele serioase care, într-adevăr, sunt atenți la toate momentele care reprezintă teatru. Adică vorbire, spațiu, timp, loc, cele trei elemente care și vorbire care este. E comicul de situații, este bine prezentat, dar pe de altă parte noi zicem comic de situație, dar de fapt e o tragicomedie. Vrei. E ca o noapte furtunoasă, închipuiți-vă o noapte furtunoasă, văzută, jucată de un actor care ar avea... Ce propun autorului? Propun să meargă la teatrul de comedie, chiar la directorul respectiv și să o propună studenților de la IATC sau la Spirul Aret. Bănuiesc că cei de la Spirul Aret ar fi mult mai receptivi. Spirul Aret? Având la Universitatea Spirul Aret, lângă fosta Biblioteca Națională, care în momentul de față este o dărăpânătură și în față este Spirul Aret, fostul Minister al Industriei Ușoare și a pe Elena Domnului.
Și acolo vorbim direct cu rectorul, cu cei de la Facultatea de Teatru și Scenografie și atrebea un succes. Au și scenă, au și scenă, au și sală, au și televiziunea română de mâine, au și pe Linga Dumitrescu și prietenii ei, așa că ar fi locul pe care ar primi, ar fi atent asupra textului ăsta. Și au și oameni de specialitate și pe literatură și pe... Nu vă recomand să mergeți la Facultatea de Filologie din București, pentru că acolo o să spun așa, acum se poartă teatru absurdului, se poartă teatru și așa mai departe, se poartă așa, n-ai nicio femeie dezbrăcată, n-ai nicio silicone, n-ai nu știu ce, n-ai nu știu ce. Și se poartă, cum să spun eu, stilul polițistul prost, stilul țăranul prost, țăranul muncitorul prost, intelectualul prost, adică toți proști. Ceea ce nu este în lucrarea aceasta. Adică nu este o piesă de teatru sau nu scene burlești. Sunt scene veridice, bine prinse. Și faptul că prezint mai multe medii, viață de oraș, viață de autorități, viață de spital. Da. Bineînțeles, mai este o scenă, nu știu, poate că n-a consumat cineva, mai poate să fie scena când de condamnă. Da. Pentru că sunt niște situații de total aberante. Vedeți câte trebuie să se întâmple pe aceeași scenă. E ușor, e ușor de făcut, pentru că sunt câteva personaje și îndată se schimbă. De fapt, e suficient să vină o urtie. Atenție! Yes. Scena, de fapt, o realizează cele două personaje. Ceea ce li se important. Întâmplă, că restul, cum să spun, aceste completări de imagine... Nu trebuie să spui, ai scris aici, în fața la bloc, în fața Parlamentului, eu în spitalul de Glumeț. Da. Numai dacă ai spus asta, spectatorii știu prin însăși discurs. Adică modul de regie, mai modul de scenografie. Mai aveam o întrebare, poate n-am reținut din ce ai citit. Mi-a plăcut. Polițiștilor, el vindea la acum, și nu știu ce, a fost o turnătură a vecinilor. O turnătorie, nu? E, acum, așa, se apară mai invizibilă treaba. Acum, piesa aceasta, lucrul ăsta e mai serios față un de... Un regizor față de cu viziune. Toate aceste detalii... O singură propoziție poate introduce chestia asta. Am fost sesizați că... Exact. Și e suficient. Exact. Și mai este ceva. Și mai este ceva. Acum e mai serios față de data trecută. Data trecută a venit cu niște lucrări de jucărele, pe un motiv simpatice, dar nu poți face cu... Chiar dacă ai mai scris mai multe, a lua în derâdere literatura universală și niște lucruri, te duce în dirizoriu. Da. Dar e plăcut ca... Sunteți convins că nu e adevărat? Ca idee, e plăcut. E o chestie de... E o abordare altfel. Nu, e o chestie de ludic, plăcută. Da. Dar dacă stărui în lucrul acesta, nu, te duce într-o împundătură. Cred că textul ar putea fi adaptat așa. Mai bine la teatru radiofonic sau chiar pentru televiziune, pentru că acțiunea noastră se desfășoară pe mai multe planuri. Și atunci la radio sau la televiziune poți să vii și cu capra, poți să vii și cu polițaii, poți să vii și cu... La radio, vii cu vocile lor, de fapt. Și efect. La televiziune. Ca o paranteză... Ce televiziune ar face așa? Ca o paranteză... Am văzut atâtea lucruri lipsite de valoare care nu spun absolut nimic. Dar eu cred că găsim... Ca o paranteză, o clipă. George Piagu a avut o carte de proză cu capra prin București. Chiar așa se cheamă, o carte de proză. Interesantă așa cheamă. Păi domnul Peagu chiar a fost autorul unor fabuli. Păi da, și aici a cilit o fabulă. Îl întrebam mereu, ce mai face capra și lucrurile? Haideți domnul Geo, vă rugăm. Dacă avem în vedere
tot ceea ce ne aud urechile și văd vorbește un actor. No, deci regizor. Dacă avem în vedere aceste regizor, aspecte, actor, joacă în nu ni se pare nimic ieșit din comun. Adică pe undeva există o suprapunere între ceea ce trăim noi fiecare văzând și făcând, ca să zic așa, și ceea ce se întâmplă în piesa celui care ne-a citit. Eu aș zice că e o farsă tragică ceea ce ne-a citit. Ceea ce ne-a citit dumnealui. Tragicomică. Eu, tragicomică, exact. Păi, caracterul de farsă presupune partea comică. Și atunci farsă tragică ajunge unde s-a gândit și autorul. Așa. Sigur că autorul are îndemânarea necesară pentru a crea acea cadență pe care o presupune o piesă de teatru, această succesiune de tablouri, această succesiune de întâmplări. Mie nu mi se pare nimic ieșit din comun, fiindcă realitatea pe care o trăim este, frizează absurdul. Deci este în atingere cu absurdul, așa cum sunt și situațiile din piesa dumneavoastră. Eu personal vă felicit și văd lucrarea ca pretabilă la, cum spunea domnul Nicușor. Ar merge la teatru radiofonic, fiindcă la teatru radiofonic totul este exploatat prin voce. Și nu te mai opri să spui. E mai ușor de... Prin sunet. Și da. E o idee, sigur. Doamna Aura, vă rugăm. Eu? Da. Așa repede? Așa repede. Da. Acum, eu am câteva poeme personale. Nu cu poemele. Vreau să ne spuneți părerea despre... Da, despre... iertați-mă pentru... Las că o să ne citiți. Ne vă așteptăm și cu lectura, da? Despre... Am înțeles că de-abia mă acomodez și... Bine. Cine mai vrea să ne... Da, Dorian. Astăzi, problema mea, să zicem de Nizuriu, discuția, realitatea de o remarcabilă teatru și roman între Kafka și Eugen Ionescu, ceea ce este extraordinar de a scrie după ei, între ce aduce aminte de o noapte în cuibul de cuci. Filmul acela, sau zbor, ceva terifiant. Terifiant. Vă fie ceva. Ești o fără carte. Mulțumesc frumos. Eu văd de ca roman publicat. Roman și teatru același. Ceva greu de definit. Știți, acum vă spun punctul meu de vedere. Valoarea acestei scrieri putem să o privim cum dorim. Și piesă de teatru, și scenariu, și povestire, și eu știu, orice... Că poate, adică e ușor de, să zic așa, împins. Exact. Dar prin ce e valoroasă? Pentru că surprinde niște realități incontestabile. Și vedeți că nu se lungește mult. Aici e, de fapt, virtutea. Că în câteva situații ne prezintă prin câteva situații, el de fapt ne prezintă un tablou zguduitor al realităților noastre, tragicomice. Și acum, apropo, această, să zic, trecere de la realism la absurd, știți cât de ușor se poate face? Vă dau doar un exemplu. Sunetul mașinii de poliție în misiune, acea sirenă, să poată să fie la un moment dat completat de capră, de zgomotul, adică pe care îl face capra speriată sau ceva de genul ăsta. Adică dintr-o dată, că se poate face o curgere așa sonoră, de la sunetul, la început sunetul sirenei și după aia capra, care, mă rog. Deci numai prin atâta se poate, cum să spun, trece de la un tablou, cum să spun, serios, la celălalt comic sau invers. Toate scenetele astea, toate dialogurile, vedeți, au impact. Pentru că ele trădează realist, de data aceasta, ceea ce se întâmplă omului simplu, care
în luptă cu statul ăsta nenorocit. Statul, în loc să-i protejeze interesele, sau sub aparența acestei protecții sociale, de fapt îl lovește în fel și chip cu orice. Începând de la impozit, începând de la punerea, să zicem, în aplicare a legilor, dar cum părtinitor și numai la nivelul omului de rând, numai mai sus. Aici e durerea cea mare. Aceste scenarii mentale pe care eroii ăștia, perechea de bătrâni, ce ne arată? Ce se întâmplă în mintea omului simplu când vede că este prins, încorsetat în niște situații apocaliptice? Să-și piardă casa, poate să-și piardă, viața, poate să-și piardă o mână, poate să-și piardă un picior, poate să-și piardă orice. Cine îl protejează? Vorba asta, de ce ți-e frică, de aia nu scapi? Eu am văzut-o la o familie de pensionari. Bătrânul erau fără copii. Amândoi pensionari știau că moartea se apropie vertiginos. Bătrânul a căutat pe cineva ca să aibă grijă de soția lui când va muri. Omul ăla, nu vă vine să credeți, i-a băgat pe amândoi în pământ. Pentru că scopul lui, după ce au făcut un așa zis contract, să aibă grijă de bătrânețile lor contra apartamentul pe care îl aveau ei în proprietate, ce a făcut? I-a închis pur și simplu în casă, le-au luat cardul de pensii și i-au lăsat să moară de foame acolo, vă dați seama. Până ce nu a venit momentul fatal și s-a rezolvat problema, a vândut apartamentul și nu că și-a recuperat, că de fapt n-avea ce să recupereze. Că pensia el o avea, iar banii aia, zecile de mii de euro, tot el și le-a luat. Iar omul ăsta nu numai că sfida legea. Deci, pe proprietatea statului, parc, în fața blocului, parc, public, el și-a făcut dita mai, că se poate vedea, și-a făcut un palat, un adevărat palat. Sfidă în legea, domne, omorând cu zile oameni. Deci, ia niște lucruri simple. Eu am avut, mai bine spus, la etajul unde stau, niște vecini, au făcut greșeala să facă un împrumut la bancă și n-au putut ca să plătească, pentru că știți ce dobânzi sunt și câte și mai câte, și-au pierdut casa, domnule, și-au pierdut casa. Deci o familie cu copii, cu, mă rog, au ajuns, nici nu știu pe unde mai sunt acum. Deci, așa te apără statul. O să plătești de acasă, e lege. Asta e. De asta e importantă și asta ar trebui să zguduie cât mai repede să o pui să se miște și să-ți găsești că numai câțiva actori din ăștia, cu har, imediat fac dânia sub un regizor exact de excepție, face furori. Furori, exact. Lovește și... Pentru că altceva n-avem aici. Deci noi nu mai avem acum pistoale de-astea găsite în șant. Nu mai e nimica. Ce-ți rămâne? Vocea? Nu-ți mai găsești nici sprijin, că te iau în bășcălie imediat. Nu vedeți că asta se cultivă? Ponegrirea omului, izolarea lui, îndobitocirea, izolarea lui spirituală și, închiderea lui acolo, la ospiciu. Ăla e locul de protecție socială. Aici e tragismul. Probabil că de-aia au și desfințat toate fabricile și industriile. Nu vedeți ce e în spital acum, ce realități. Nu se întreagă, când a ieșit MGB-ul, deja au desfințat tot. Ca să nu mai iasă niciuna pe stradă. Să se facă loc liber pentru alt neam. De câteva exemple de suprapune realitate, operă literară, așa, pistolul, cerogârla, s-a întâmplat, face legătura. Ieși afară javră ordinară, se știe. Deci iată niște inserții ale realității în substanța acestei piese. Aici să întrebe și de acordul ISIS.
cu da, incendiu, cu nu știu ce. Găseai doctorul ceva. Nu, ce să zic, când bași prea mult, să obosește. Da, dar are dreptate. Nu v-ați oprit, sau poate a rămas așa sub titlul de inventar, faza în care securiștii îl anchetează și zice, băi, ne mănâncă presa. Da. Ne mănâncă presa, mai bine îl băgați la nebun decât să-l judecați pe ăsta. Da, corect, asta e. Da, așa este. Dacă am ști noi ce se vorbește acolo cu perdeaua trasă. Oi, de cap. Ioane, ai roșii și cu degetele. De la o zi la alta, nu știi la ce te mai aștepți. Parcă stârnește și curiozitate și sila la același timp. Deci, dom'le, clanurile țigănești sunt juniori. Dar apropo de absurdul care a redat bine piesă și absurdul care vedem, a început campania electorală cu alegerile, da? Și candidatul la sectorul 6 de la PSD e Mutu. Și zice pe afiș, vorbește cu Mutu. Da. Asta ca să trecem peste faptul că oficial nu a început campania electorală. Eu dacă aș fi polițist, i-aș lua pe toți la rând care au pus benere, banul jos. Bine, vorbește cu Mutu. Urmează. Urmează să niște bani, nu? Da. Pune-i lui Mutu să te audă surdul. Numele lui era pe șaldea. Exact, Costele. Cu asta a debutat Mutu. Am rămas surprins. Ce-i cu Mutu ăsta? Mutu e alături de tine. Exact, da. Deci niște... Sunt și anume de scenă, dă-l dracu. Pe trotuar, pe stradă, la noi, în cartier, dar peste tot. Eu sunt în drumul sau în drumul tău, prezidența am militar. Mircea tot în militar. Deci sectorul 6. Dom'le, cum ai zis cu Mutu ăsta? Mutu! Nu, așa? Cu litere de ușchiu. Așa? Caractere, groază, da. Și de desubt, e alături de tine. Așa, da. Mutu e alături. Deși nu am să și mă întreba, ce era cu ăsta Mutu? Ca să află acum câteva zile că PSD-ul a desemnat candidat la... Iar el își făcea campanie electorală încât de acum 3 luni. Nu, dar asta este în cinci e niciu. Mutu e alături de tine. Acum 2 luni am filmat-o pe Diana Tușa în piață la 16 februarie cu 4 haidamași care o păzeau și cu vreo 10-15 puștani îmbrăcați cu PNL, vorbeau cu vânzătorii, cu precupeții. Și am spus, domnișoara deputat, fetele astea de aici sunt din băleni sârbi, din băleni români. Astea n-aveți treabă cu votul cu ele. Vorbiți cu babele alea amărâte de acolo, de acolo. Domnule, dar stați că nu fac campanie, dar ce faceți, domnule? Zice, e contactul cu alegătorul. Bă, am postat-o pe Facebook și i-am spus, doamna, atunci ar spune că... Contactul acum vine. Da. Se vede niște penere uriașe. Pământul tot e crăpat în militar. N-ai să vezi în floare. 4 ani nu l-ai văzut pe primar că e la Monaco. Și doamna, am scris un documentar, apropo de ce spuneți dumneavoastră, am făcut un documentar pe Facebook privitor la faptul că cei mai mulți bani oficiali se fură din flori. Panseluțele și gura leului sunt plante perene, doamne. Dar unde că eu le văd? Sunt perene.